Salutare tuturor, sper că ne și auzim și ne și vedem bine, e o nouă zi, e început de săptămână și ne bucurăm tare mult că steți alături de noi pe Facebook, dacă ne vedeți și vă place ce facem, nu uitați să dați mai departe, dacă vedeți acest podcast ceva mai târziu, foarte bine adăugați comentarii, ba chiar puteți să ne sugerați anumiți invitați pe care să avem un podcast Generația lui John. Fie că vorbim de mis, fie că vorbim de stop bullying sau de poveștile invitațiilor pe care avem un podcast, e musai să fim atenți la invitata de astăzi, e vorba de Ana Maria Iordache. Ana Maria, bine ai venit! Bine te-am găsit! Să stai aproape de microfon, dar nu foarte aproape, nici prea departe. Aici sunt! Da, poți să te uiți la monitor de câteva ori, să vezi cât de bine arăt, <laughs> să-i dăm cu like, cu love și tot așa mai departe. Pentru cei care te știu de pe YouTube, ești anănăcat, nu știu dacă zic bine. Anca, da, este în regulă. <laughs> Perfect! Și pentru prieteni ești... Ana. Maria. Ana. Și Iordache pentru început de podcast musai să te prezint, să știm și noi cu cine avem de-a face, să nu speriem publicul, ci să-l încântăm cu prezența ta. În regulă. Cine uh, ești Ana Maria? Bună, numele meu este Ana, am 21 de ani. Sunt studentă la masterul la SNSPA Communication and Advertising. Am terminat facultatea de marketing în engleză la Academia de Studii Economice și sunt angajată la compania CGS în București, de. Adică ești și studentă, și ești și angajată. angajată, și ai și timp liber în care să faci ceva cu viața ta, cum da. ar fi, nu știu, să te apuci de videoclipuri. Nu? <laughs> mai mult sau mai puțin, am timp să-mi urmez pasiunile. Am înțeles. Vrei să începem cu povestea aia, cu ezotorismul sau cu industria muzicală? Începem cu ce dorești. Păi uite, eu sunt un pic speriat și vreau să ne detenționăm pe <laughs> ideea asta. Okay. Încă de când am anunțat de aseară pe observatorul pe h.ro că vei fi în cadrul podcastului. A scris acolo o bucățică mică legată de pasiunea ta pentru ezoterism. Nu că n-aș ști despre ce e vorba, dar vreau să știu dacă înainte de prezența în podcast ai făcut ceva, nu știu, te-ai uitat pe niște cărți și ai zis, ia să vedem, ce o să mă întrebe John, nu știu, orice, ajută-mă. Um, Sincer să fiu, m-am gândit că o să fie anumite întrebări despre partea asta, de asta am și evidențiat-o, pentru că am vrut să fie întrebări, am vrut să fac publică chestia asta și să știm mai multă lume despre conceptul ăsta de ezoterism și de spiritualitate în general, ca să le înglobesc pe toate, să îți răspund și la întrebarea de ezoterism și la întrebarea de spiritualitate, care probabil o să vină după asta. Așa. <laughs> și la orice altă întrebare de partea asta mistică și ocultă, toate aceste concepte sunt niște învățături oculte care ne ajută să ne cunoaștem foarte bine ființa interioară. În momentul în care cunoști ființa interioară și te regăsești cu sinele tău superior, în acel moment poți să fii cea mai autentică versiunea ta, fără să mai fii sclavul aparențelor mai mult sau mai puțin. -ma că noi spargem niște bariere acum și vorbim despre niște lucruri care s-ar să nu fie chiar de ușor de digerat. digerat dar mi se pare foarte fain ca la 21 de ani să descoperi tu această latură, ba chiar să vină înainte de acest podcast cu dita mai carte după tine. <laughs> Am lăsat-o, cred că vreo două minute și hop, și-a scos cartea frumos din rucsac și zic ok, înseamnă că lucrurile sunt chiar bune. Și-a lăsat și telefonul la încărcat, deci viața e frumoasă până la capăt. De unde și până unde interesul tău pentru lumea asta spirituală mistică. și mistică, da. Păi, sincer să fiu, cred că mereu a fost undeva, adică în interiorul meu mereu m-a atras chestia asta necunoscută, puțin mai întunecată, ar putea crede unii, dar nu este deloc întunecată, ba chiar este foarte luminată, te luminează pe tine ca persoană. Okay. Și ulterior am avut o perioadă undeva, anul trecut, pe vremea asta, am avut o perioadă nu foarte plăcută, puțin cam complicată pentru mine, mental vorbind. Și am încercat oarecum să depășesc acel moment și să îmi dau seama cine sunt eu și ce vreau să fac mai departe, pe lângă ceea ce e normal de făcut, adică facultate, job, familie și așa mai departe. Eu voiam ceva mai mult de la viață, ceva mult mai intens, ceva care să mă satisfacă, să mă culc noaptea, să mă pun cu capul pe pernă și să fiu mulțumită de ceea ce fac. Și atunci a venit interesul ăsta pentru a înțelege ce e astrologia, a înțelege ce e, uh, clar viziunea, înțelege ce e tarotul, numerologia și orice altă tehnică ocultă. Zice ceva de mental, ai avut ceva, o chestie nasoală, ceva de pandemie? Uh, nu știu, cu știrile, nu sau? cred, nu, nu, nu mă uit la știri, nu, nu suport -a zis, să mă uit la știri. Ai închis tot. Ai închis și internetul? Ba chiar Încerc să o conving și pe mama să nu se mai uite la știri, vorbesc foarte serios. Adică depinde eu, la care știri se uită, depinde cum, cum vede știrile, că dacă te uiți doar într-o singură zonă, s-ar la l -am dat chiar să o iei pe, pe câmpii. Păi atunci poți spune că nu sunt de acord cu televizorul. Trebuie la la cu tub sau... Orice fel de televizor. Păi ție nu-ți place să te uiți la Netflix, nu-ți place să te uiți pe YouTube? Netflix-ul este o parte din internet, din nu, nu, punctul pe telecom, meu pe, de vede. pe telecomanda mea, să știu am un buton dedicat <laughs> pentru Netflix. A, și tu? Da, da și adică eu. Mă Am și unul că... pentru YouTube. Uite, pe la l am, probabil da. că e modelul nou ăsta de 2020. Păi, da, asta ca să mă ascult pe mine mai. Des. <laughs> o să ajungem și acolo cu mare drag. Uh, voiam să punctez un pic mai mult în treaba cu mentalul, cu psihicul, cu. Ai da. uh, avut un episod de. N-a fost niciun episod de da. depresie. Nu a fost niciun episod depresiv sau mm -hmm. anxios sau Doamne ajută, pentru că cunosc oameni care trec prin chestia asta și nu e deloc frumos. Dar a fost pur și simplu nemulțumire, nemulțumire de sine. Nu mă simțeam împlinită cu ceea ce fac și voiam să fac ceva care să mă aducă pe linia de plutire, mai mult sau mai puțin. Pe o linie pe care să zic că, da, mă, eu trebuie să fiu aici, îmi place ceea ce fac, asta vreau să fac în continuare și. E ce trebuie? Mă gândesc că ești foarte mică de vârstă, 21 de ani, abia începi să te descoperi, e foarte faină și călătoria asta, dar să nu ajungi, nu știu, într-o zonă în care ești mai mult îndoctrinată decât liberă. Aș spune că aș fi mai îndoctrinată dacă nu descopeream chestiile astea. Cred da, pe nu știu ce să spun, dar zis -mă că nu să intru în, în da. Zona asta, mai mult trebuie. Am înțeles că prietenii, după ce au aflat că tu stai așa și citești mai multe cărți și te uiți la oameni și uite să dai seama dacă ei sunt mai luminați sau mai puțin luminați, te-au făcut... Asta e bullying, ceea ce nu e bine să știi. Chiar e, bine de bullying, dar eu să spun așa cu ghilimele de rigoare și doar ca o paranteză, dacă îmi și permiți, evident, că ești vrăjitoare. <laughs> foarte amuzant și deloc neadevărat. <laughs> îmi place că e specificat, nu e adevărat. Protestez dacă e necesar. Uh, s-au făcut foarte multe glume, într-adevăr, dar uh -huh. de la niște persoane cărora le permit să-mi facă glume de genul, pentru că știu că sunt glume. Okay. Nu sunt nici vrăjitoare, nu mă ocup cu vudu, nu citesc în cafea, nu citesc în stele, pur și simplu îmi place aria asta și îmi place să mă descoper pe mine. Implicit, și eu care credeam că din dimineață m-am simțit atât de bine când m-am trezit, ah. că ai făcut ceva, nu știu, ai da, am, zis am o poezie făcut. din asta către stele și pui ce, ce vibe extraordinar. Trecând mai departe către zona de muzică, pentru că până la urmă tema generală e legată un pic de industria muzicală, de mesajele care nu sunt tot timpul pozitive și uh, eu am aflat de câteva luni că tu te-ai apucat de muzică. Pe de-o parte m-am speriat. am speriat Cum? așa, treabă are fata asta cu muzica asta a fost întrebarea mea Pe de altă parte zic foarte tare E de bine Dar vreau să mă lămurești Când a început proiectul ăsta muzical An-n-cat An-cat Mă gândesc că atunci când zice An-cat zici că sunt niște secvențe din alea Care nu au fost montate înainte Să știi că m-am gândit când mi-am pus numele ăsta Am zis clar ăsta o să rămână numele meu M-am gândit că unii o să-l pronunțe Ori în engleză An-cat Ori în română An-cat An-cat Bun, bun, da. bun, Și am, mi-am asumat, am zis, cum lor pronunța, să-l pronunțe e al meu. Nu mai există? Adică e chiar e original numele ăsta? Uh, în nu, să știi că există Doja Cat, care în America și foarte multă lume ar putea să zică că s-a inspirat de acolo. Foarte bine, te-ai inspirat de undeva. N-ai cum să fie originală, 100%, când suntem șapte miliarde de oameni care am putea, practic, să producem conținut. Da, n-am nicio problemă oricum, s-ar spune. Am dacă sunt vorbită... Dacă ești vorbită și dacă ești cântată, cum se spune, <laughs> oh, da? ce muzică seama. cânti? Uh, sunt la început și experimentez. Mm -hmm. Asta sigur o experimentez pentru că nu mi-am ales să zic că când doar R&B sau doar trap sau doar o muzică pop populară ce vrei tu. Mă experimentez, văd ce, m m m pe ce mă pliesc cel mai bine. Ce prinde momentul ăla. Ce prinde, da. Și ce te și face ce... pe tine să te simți într-un anume fel. Da, exact. Asta e cel mai important, că trebuie să transmit o emoție și ceea ce simt eu prin melodia Dar respectivă. ce transmisi tu acum, acum prin muzica pe care o produce? Adică, care e mesajul general? Uh, foarte amuzant dacă ai tot des ai deschis subiectul ăsta. Așa. Uh, am versurile, adică versurile sunt oricum și pe YouTube. Uh, versurile, dacă sunt... Uh, cum. Luate la, da, lua la purica ceva de genul. Dacă da. sunt explicate, arată exact faza de spiritualitate și de manifestare și de sine superior și de cum poți efectiv să crezi în tine. Mm -hmm. Dacă ai crederea asta și știi că ești ghidat, știi că ești uh, protejat, poți să reușești orice îți propui. Cine te ghidează, Ana? Spune-mi cine te ghidează. Ceea ce ne ghidează pe toți. Okay. Adică sursa divină. Sursa divină. Da, sursa divină. Deci pe uneori te poate ghida și, nu știu, factura pe care o ai de achitat la întreținere, o rată, obligațiile, nu știu, familia. Da, astea faci sunt ce... lucruri lumești. Astea de, le vorbesc eu cu divinitate și cu mistic și cu ocult, Așa. sunt de natură spirituală mult sunt mai... Sunt mulți tineri de genul tău, nu-mi place cum sună asta de genul tău, adică ideea asta de... Un alt segment. Adică, trebuie să vii să-mi spui, frate, îmi place că populară pe YouTube și pe TikTok și asta e viața mea. Tu vii și îmi spui, ar trebui să te mai uiți și în altă zonă, ar trebui să mai faci și altceva, să, să te luminezi un pic, să te deștepți, să spui niște întrebări. Da, să crezi în tine și să te descoperi pe tine, asta e cel mai important. Tu te-ai descoperit pe tine, Ana? În adevăratul sens al cuvântului, suntem într-o continuă cunoaștere de sine într-o continuă cunoaștere de sine. Niciodată nu poți să zici că ai terminat cu ter cu ai terminat. Cu <laughs> că ai terminat, asta voiam să zic. Așa. Că ai terminat cu cunoașterea, cu experimentatul, cu învățatul. E toată viața ta e o evoluție, efectiv. Mm -hmm. Mereu ai ceva de învățat și mereu trebuie să vrei mai mult de la viață. Și ai ajuns în zona asta a muzicii? Da. Ți ai făcut și videoclip. Da. Și chiar o să le arătăm celor care ne urmăresc acum câteva fragmente în timp ce le discutăm. Eu când am dat play prima dată pe linkul pe care mi l-ai trimis, eu am zis: Bă, fata asta a dat de bani de undeva, a făcut ea ceva, că îi arată bine, arată cum trebuie până la urmă, și nu doar că arată, ci sună ca de radio. Eu așa-l văd. Tu să-mi spui de unde și până unde uh, ideea acestui proiect, de cum, cum de te apuca de muzică. Uh, cum am spus mai devreme, totul a început de anul trecut, din octombrie de când am avut această situație puțin mai complicată. Așa. Și atunci când încercările mele de a mă găsi pe mine și am... A, mai mult sau mai puțin a intrat din nou în interiorul meu și am regăsit copilul interior să văd ce îmi plăcea mie să fac atunci când eram mică. Ce mă atrăgea pe mine și ce mă făcea pe mine să mă simt cea mai fericită. Și m-am luat ușor-ușor. Îmi place să desinez? Mm. Îmi place să pictez? Mm. Nu prea mă descurc. Îmi place să scriu. Am, din 2008 până în 2000, acum 2 ani, 2019, am toată viața scrisă. Efectiv sunt uh, 11 ani 11 ani de viața mea scrisă în cărți. Am uh, această pasiune de citit, cum ai zis și tu mai devreme. Și, momentan, am scrisul și cititul. Ce pot să fac cu scrisul și cu cititul ca să-mi fac un profit, ca să-mi fac un cel, o pasiune, ceva, să produc? Și mi-am dat seama muzica. Eu, când eram mică, eram în sufragerie, aveam covorul foarte mare din sufrageria mea, aveam Hana Montana în boxe și efectiv mă transpuneam, vizualizam cum sunt Hanna Montana și cum cânt publicului, publicul era parchetul. Iar eu dădeam așa mâna cu parchetul și eram, da, 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 pe acolo, super frumos, chiar mă simțeam Hanna Montana în momentul respectiv. Și atunci, în nebunia asta a mea, am zis, scris citit versuri, muzică, melodie. De ce nu? Și am scris niște versuri, am văzut că merge, știu să rimez, știu să le pun cap la cap. Apoi uh, uh, cunoșteam pe cineva cu un studio, am zis, uite, vreau și eu să încerc, vreau să văd dacă se aude bine. Da, o încercare, ce, ce, am, ce, am, de pierdut? Am fost, am înregistrat, a sunat bine și am continuat. Ce ai făcut și videoclip. Asta s-a întâmplat după ce am luat și niște lecții de canto, după ce m-am mai perfecționat puțin, am mai învățat puțin de procesul ăsta de mix master și mm -hmm. studio în sine, tot ce implică și versurile, fonetica, ritmica, dicția, toate astea contează. Adică -am, nu pot să zic că m-am dus în studio, am făcut niște versuri, am înregistrat am o melodie și gata, am postat-o. Au fost șase luni de pregătire pentru melodia asta. Mai sună ca și cum povestea ta merge către succes. Eu nu vreau să te laud. Deci în podcast ăsta eu nu te laud. Ok. Dar nu știu de ce, nu vreau să te laud. Nu, nu mă lauda. e direcția, pentru că mi-e teamă că zic bravo, după care te oprești. Asta e marea mea temere, apropo de oamenii care fac ceva în plus, fac ceva care le oferă o satisfacție, alta decât ideea de a sta într-o cursă din asta pe care o are un hamster, sau mai știu ce altceva. Exact. Ideea e că... Mi se pare foarte dificil în momentul de față să fii tu una dintre puținele persoane care ridică două degete și spune eu știu mai multe sau am aflat altceva. Și atunci vreau să te întreb, tu când te uiți în industria muzicală din România, să spunem, ți se pare că mesajele celor mai mulți artiști au vreo legătură cu ceea ce noi vorbim aici sau sunt cumva la un polopus? În industria muzicală românească, cel puțin pe zona Trap, sunt destul de mulți artiști care vorbesc și despre partea asta de ocult și de spiritualitate, dar în același timp promovează și un stil de viață care nu este tocmai sănătos sau poate nu este tocmai privit într-o manieră pozitivă de foarte mulți copii, care sunt, se lasă influențați, pentru că văd acolo, mamă, ce tare e tipul ăsta, ia uite despre ce cântă, ia uite ce face, ia uite, asta e viața lui păi dacă fac și eu la fel înseamnă că pot și eu să cânt și să fac banii lui. Cam pe asta se bazează și implicit îi fac pe ceilalți copii să fie a, ah, păi gata, toți ne apucăm de muzică, facem banii, avem stilul ăsta, toată noaptea, ne distrăm, nu muncim, nu mergem la muncă, niciun de la 9 la 5, ce e asta, că ne facem noi banii. Da. Bine, dacă sunt antreprenor, pot munci și de dimineață și până seara și tot așa mai departe. Între Dar te adevăr... blând un pic în conversația asta. Sunt foarte multe versuri care aparțin artiștilor din România și nu numai, mai ales pe zona asta de trep, care vorbesc așa despre um, femei, la urmă sunt niște motive de asta pe care le-am tot întâlnit de-a lungul uh, stilurilor muzicale. Femei, bani, ce mai e? Uh, alcool și da. un element foarte interesant care mi se pare cam nou în zona puștimii, droguri. Da. Adică, dacă vorbești cu un puș de 13-14 ani, Doamne ferește, poți să ai surpriza să vezi că individul știe despre ce e vorba. Și nu că știe despre ce e vorba în sensul că da, s-a documentat, da, a discutat cu un specialist. Nu, da, a mers mai departe de atât. Pentru că, cum ai spus tu, e. E fun, frate. Uite cât de tare sună acum. Da, exact. e chiar mai mișto piesa asta. Da. Nu te sperie? Pe mine personal, să spunem că puțin, dar uh, nu știu cum aș putea să exprim cel mai bine ideea asta. Nici n-ai cum să-i oprești. Și nici n-ai avea de ce să-i oprești. Pentru că oamenii își câștigă traiul din chestia asta, își promovează propriul stil de viață. Ei sunt ok, ei își permit. Așa. Vor să facă chestia asta în continuare și sunt foarte fericiți. Sunt împliniți din punctul lor de vedere. Ceea ce copiii ar trebui să înțeleagă este că nu toți pot merge pe același drum și să aibă același succes, aceeași implicare, aceeași dorință, adică să fie o. Chestii din asta în care unul e liderul, iar ceilalți, așa face și el, facem și noi. Hai să mergem. Dar nu pare că așa se întâmplă? Păi aici, aici este problema. Așa se întâmplă în unele cazuri, și aici trebuie să existe o. nu știu, o. o pauză. Hai, hai să te ajut mai mult. Ana, ai 21 de ani. Hai să spunem că o să mai treacă 3, 4, 5 ani. Nu, nu vreau să-ți spun eu când anume, dar l-am dat cu siguranță. Dacă îți vei dori, vei avea un copil. Și când vei avea tu un copil și va crește și va ajunge la 10, 11, 12, 13 ani, probabil că va fi atunci TikTok-ul, poate că Instagram-ul va fi un pic învechit. Ție-ți-ar conveni ca viitorul tău copil să trăiască într-un context în care se trage de el de toate părțile, să fie cât mai uh, viciat? Nu se trage de toate părțile aici. <laughs> Trebuie să te contrazic puțin. Te, te rog, asta e și ideea. A... Dar așa sunt de dreptate în ăsta. <laughs> nu este agasat de muzica asta. Este alegerea propriului individ să asculte ce ascultă. Adică dacă copilul meu alege să asculte trap, manele sau, eu știu, populară, clasică, orice ar, ascult, orice ar vrea să asculte, să asculte. Contează cum îl influențează și contează cât de uh, educat el să știe ce e mai bine și ce e mai rău pentru el. Din punctul Crestu meu de vedere. Crezi că are de multă maturitate un copil la 10-12 ani? Dar nu e vorba neapărat de maturitate, e vorba doar de anturaj și de anturaj. Iată, de, de... anturaj. Pe uneori te pune cineva într-o clasă și stai acolo câte patru, patru, ani de zile și în patru ani de zile ai niște colegi cu care practic începi să conviețuiești. Da. Și nu ți-i alegi tu neapărat pe acei colegi. Și ăla devine cumva de cele mai multe ori anturajul tău. Și acel anturaj îți schimbă ție direcția. Și mi se pare că ar cam trebui cineva să tragă niște semnale de alarmă. Și mă gândeam că dacă tot ești lansat în industria muzicală, să pui un pic mai mare accent. Nu mi se pare că avem dreptul să alegem. Mi se pare că este o iluzie să alegi. Mi se pare, dar unde mă duc? La ce liceu? La X, Y, Z. Oricare ar fi, oricum tot în direcția aia te duci. Totuși la o facultate pe care ți-ai dorit-o, pe care stai, nu știu, 3-5 ani cât vrei tu să stai acolo și pe care jobul e tot la nasol de care a fugit toată lumea ca să câștigi niște bani. Și ca okay. să elimin conceptul ăsta, trebuie, nu știu, să-i trezești pe oameni să facă ceea ce cred ei măcar că e pe placul lor. Da. Într-adevăr. De câte ori ai făcut până acum, până la 21 de ani, ceea ce ți-a plăcut? Uh, de un an de zile pot spune că o fac Deci 20 fără... de ani ai făcut treaba asta de un an de zile pot spune că îmi fac propriile alegeri fără să mă gândesc de două ori. Adică ceea ce merg pe intuiție mai mult, ceea ce vreau să fac, aia fac. Până acum pot spune că da, și eu am fost poate influențată de anturaje, de cercurile în care mă învârteam, învârteam. Dar, nu știu, pentru mine, eu consider că treaba asta depinde foarte mult de cum ai fost crescut, de cum ai fost învățat și de tine personal, adică tu poți să fii foarte disciplinat și foarte încrezător în tine și foarte, poate să le ai pe toate. Și dacă vine cel mai bun prieten al tău și zice Mamă, ascultă-l pe tipul ăsta că a scos o melodie acum, ia uite despre ce vorbește, dar nu vrei să ne apucăm și noi? Hai că sigur facem așa. Poți să zici, da mă, poate că ai dreptate. Oricât de încrezător ai fi tu că nu, eu nu fac de astea. Știi, Aha. ceva de genul. Zile, dar de am ascultat există... o melodie românească, o muzică populară cumva, dacă era o gafă totală, un, un fail total pentru că mesajul era unul oarecum simpatic, dar în același timp și foarte porcos. Și chiar un coleg mi-a arătat piesa asta și zic, ok, cred că ne-am cam dus un pic, asta este, nu mai avem ce salvare. Dar cumva intenția era una bună, să zic așa, adică era un limbaj de... Cred că adulții au impresia că tinerii pot fi atrași doar de chestii vulgare. Și mi se pare foarte greșită uh, toată această uh, poveste și mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că trebuie doar să se ajungă mai pe frecvența voastră. Hai să facem un experiment drăguț cu telefonul tău. Uh, Sigur. E cel mai simplu, dar nu, nu te pun să arăți ceva la cadru. deci okay. Poți să-ți baci codul PIN în siguranță, dă pe mine uh, David Cadru și e toată lumea în regulă. Așa. Și o să am în să intri pe YouTube. Oh. Da? -o toate, da, da? Nu, că e cea mai simplă chestie pe care o poți face. Apropo de cât de bine putem să alegem, dumne? Cât, de, cât de mult timp avem pentru a alege ceea ce vrem să ascultăm. Ai intrat pe YouTube, okay, da? da. A, așa. Și intră pe trending. Dacă ești. De în Nu e ceva foarte amuzant, nici nu știu unde e trending aici. O să afli într-o zi. Puștii de 10-12 ani știu unde e zona de trending. Deci, uite te puțin. Am. Așa? A, ah, peste aici tu cred că ai și premium YouTube, iartă-mă, nu toată lumea are premium YouTube. Ok, dar poți să intri în trend, poți să vezi care sunt cele mai ascultate și nu. tu. Nu! E un alt Serios YouTube, tu, 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 -ai, tu din cauza acestor cărți de spiritualitate ai reușit să dai și reclamele la o parte, ai plătit oamenii ăștia să n-ai niciun trend. Eu aș fi vrut să-mi citești Nu mă uit niciodată la... pe trending, chiar nu mă interesează ce e în ești trending. Minunat, ești minunată, ești extraordinară așa cum ești, dar să știi că realitatea e un pic diferită. Eu când zic realitate, mă refer la o majoritate. Da? Bine, și ai văzut că s-a demonstrat că și o minor minoritate poate fi o majoritate, știi? Okay. o majoritate mai mică. Hai să citești primele cinci titluri, vrei să ți le spun care sunt? E, ești pregătit să spun cinci? Sau, dacă vrei, nu ți le spun, nu, nu e obligat. Te ascult. Zi. Ce, nu mai e trending sau ce în s-a întâmplat? Fii atentă. Dacă ți le zic, nu te superi. Nu, nici mă supăr. Păi nu știu că fac reclama al cuiva și nu-ți fac ție pe Aia, Doamne sau... ferește, nu am treabă. De, de, Dani Mocanu ai auzit. Da. Am înțeles. Dani Mocanu e pe numărul 1. E numărul 1? Nu? Depinde de telefon, să știi. Adică, eu cred că nu e la toată lumea okay, același e lucru. Nu te asta vreau să te, uiți, <laughs> că dacă nu te fac să te uiți, înseamnă că nu e suficient de bine. Trebuie să te uiți tu să-mi spui cine e la tine în, în, trending. Adică să, să plângem cu toții sau să râdem. Poate ești tu în trending. Poate mesajul tău a reușit să ajungă mai rapid decât al altor artiști. Și aș vrea să știu care e combinația lor. Ce fac ei mai bine decât tine ca mi să un mesaj ok. Sincer să fiu, văd că nu găsesc trending ul aici. Nu mai găsești la luat? La... Like. Da, am în schimb pe cine urmăresc eu pe YouTube, dacă te interesează. Te rog frumos, spune pe cine urmărești pe YouTube. fă a. niște recomandări pe așa ceva, de ce nu? Da, păi vrei să influențăm? Păi asta e de la influențăm pozitiv, nu? <laughs> da, adică o să poi, dorm, ne punem cu capul pe pernă de seară și a dormim bine. Într-adevăr. Da. Păi așa. am Chilafonic, uh, Denny Lay, Ocult Records, Așa. <laughs> Havana Records, Punct Pe muzică, Twin Music, două jachete. Care va să zic că ai foarte multe canale de YouTube, da? de muzică, tocmai ca să ai mai multă inspirație. Da. Adică să mai mult sau să mai puțin? Mm -hmm. Nu neapărat, nu mi-am inspirația doar de, de pe YouTube sau doar din muzica care se face. Mi-am inspirația din ce fac eu și ce simt eu. mi e place să scriu despre ce simt, adică îmi place să mă descarc în felul ăsta. Mm -hmm. Pentru că, așa cum ți am spus mai devreme, am toate jurnalele astea de oh, 12-11 ani. Scrise despre mine, unde efectiv era forma mea de a mă descărca de toate sentimentele care mă încercau în perioada respectivă. Și așa fac și cu muzica. Dacă simt, uite, următoarea melodie, spre exemplu, este o melodie mai de dragoste. Este o melodie. Uh, da, într-adevăr. De dragoste? Mai mult sau mai puțin, da. Este o antiteză. Este o antiteză între sentimentele pe care le ai împreună cu partenera sau partenerul. Sentimentele frumoase. Așa. O antiteză făcută cu ce arăta, neînțelegerile. Zile, despărțirea, divorțul, pe toate până nu, sunt, nu, e atât de, de mult, a. pentru că poate la sfârșit se împacă. Încă nu m-am gândit. Trebuie să... Dar ce uh, M-am gândit pentru povestea clipului. De adică Încă n-ai finalul făcut? Nu, finalul, melodia este gata. Dar Și care e finalul povesti? Adică, Este se... o melodie cu refren, strofă, refren, strofă, refren. Îmi spui partea tehnică sau. <laughs> eu vreau să știu, domnule, deci se împacă sau se de tot? Deci dau bloc, se mută în alt orașe? oră. eu zic că se împacă. Da. Eu zic Ți că pare se pare că împacă. de obicei, într-o relație, și nu mă refer mai la relația okay, strict așa. de iubire, dacă ai un prieten foarte bun și te ceri foarte tare cu el, îi mai dai o șansă sau se termină tot și la revedere ca să mergi mai departe? <hânt> Asta e întrebare, capcană, da, apropo. Este o întrebare, mai ales pusă mie, unde. <hânt> Dacă este o persoană foarte apropiată față de mine, poate că reușesc să trec peste mult mai ușor, mai ales și pe partea că înțeleg că toți greșim și că foarte multe lucruri sunt spuse la nervi și trebuie să privim mai mult în ansamblu toată treaba asta, nu să fim atât de reci și duri. nu mai vorbești cu mine în viața mea, tu de aici, plecă aici. de aici. Dar ai făcut și tu asta măcar odată. Făcut o dată? Am făcut-o când era mai mică, nu zic. Adică nu. până la 20 de ani. Că de la 20 <laughs> de ani la 21 de ani ai crescut foarte mult, nu mai ești mică acum ești mare. Mă uh, gândesc, nu știu, poți să mă contrazici. Nu te contrazic că îți dai seama, dar te la adică las. Ești adică. încânt, ai fost tot timpul mare. Uh, mereu sunt un copil copilul da, asta interior. Copilul interior da, și să ai da, grede... da, da, eu da. am aflat foarte târziu de copilul interior. Și Se... eu, nu vezi? Mi am că e o glumă din azi. Ce copil interior mă las mă copilul interior? Da, păi zice, toți sunt ce mă... Ce, avem nu, copii Nu, cu voi trebuie să dai niște bani ca să afli mai multe. Da, de ce la psihologie era una... Că te duci la psihiatru, la life coach, spiritual mai bine, că îți dai pastile, dormi în noaptea. Da. Mă da. gândesc și la treaba asta. N-am vrut da. să fac reclamă cu trending că trebuie să te duci pe Explorer și să vezi că era Bogdan de la Plăști. Nu de n-am n-am butonul de explor. Îți <laughs> <laughs> jur. Păi cum ai unde e cunoașterea? Spune unde e cunoașterea dacă n-ai explorarea. Nu mă interesează trending-ul. Consider că e trending. Cum ar fi, cum ar fi să uite, fiatăn, și deci, fără. <laughs> care deci cum ar fi să te uite la noi? Și okay. este foarte posibil, dacă nu acum un pic mai târziu, să uite Bogdan de la Ploiești. OK. Da? Să uite la acest podcast și că, băi, ce fată frumoasă Ana Maria dacă e mai tare decât te oroz. Și să te contacteze pentru o colaborare. Tu ce îi zici? Nu e o întrebare capcană. Poți fi nu este o întrebare capcană, dar uh, nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit dacă să mă asociez pe partea asta. Muzica, muzica, muzica e muzică, de orice, orice fel ar fi. Dar uh, poate aș o da încercare. Poate mă descurc mai bine. Cine știe? E, nu e, amuzant, botca, zici, e amuzant nu mai am timp, frate, cu milioanele astea de vizualizări. Ce mă fac eu cu ele? E amuzant să-ți povestesc că eram în studio odată și aveam pauzele între uh, versurile pe care le înregistram. Uh, și în pauzele respective, efectiv, instinctul meu era să... Știi? Ok, deci ai făcut și un pic de reclamă pentru Bogdan de la plăști în cazul în care a da, apucat de da, 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 tău. Deci da, zis să nu cânti în podcast, că dacă e să când ai văzut tu la alți artiști foarte mari, că ei nu fac asta în, când sunt invitați în podcast, deși eu aș fi vrut să te chinui un pic, pe urmă să te la tine, să spui, Doamne, ce am făcut aici. Nu, eu de obicei consider că fiecare experiență e importantă și, uite, suntem acum în campania cu Miss Generația Region, campanie din care tu, din nefericire, ai ieșit pentru că n-ai fost votată. Da. Îmi pare rău sau îmi pare bine? Cum trebuie să spun? Pentru mine e în regulă E în regulă, fi... regulă pentru că nu m-am implicat A, da, nu te-ai implicat Vezi, trebuie să știu, te implici știu. Ca să știe toate celelalte Da, într-adevăr dacă. Și nu numai candidate, pe orice subiect Dacă vreodată vrei să reușești, trebuie să te implici Și trebuie să fii consistent, asta e cheia succesului Dar tu probabil asta... mai pentru cel de-al doilea videoclip acesta să apară <laughs> foarte curând Și atunci mă gândesc să te întreb Totuși că suntem în etapa a treia cu Stop Bullying Și da. tu ai avut Un episod ăsta Mai puțin plăcut a, în când mai mică, mult mai mică decât ești acum mică Așa De bullying? Nu Tot timpul ai avut oameni fine care să spună că poți, că mai încearcă, nicio problemă uh, capul sus? Nu am avut parte mereu de oameni faini să zic Adică am avut parte de oameni uh -huh. Fie că m-au făcut să mă simt bine, fie că m-au făcut să mă simt rău Dar nu pot să zic neapărat că am fost pusă în situația de a fi bullied efectiv Adică să mă duc acasă și să nu mai știu de mine pentru că sunt bagiocorită sau doamne ferește, mulțumesc lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat. de ai asistat vreodată la un astfel de episod? Uh, dacă stau să mă gândesc bine, nu. Am înțeles, nu. deci tu chiar ai fost nu. pe un norișor. Fost... mai să știi, să știi că m-am gândit la chestia asta și la toate discuțiile pe care le-am avut cu foarte multe persoane care mi-au povestit prin ce au trecut și lucruri destul de urâte și așa, hmm. eu stăteam și mă gândeam, mamă, dar I can't relate to that. Ai să întreb. ai făcut ceva special ca să poți să te protejezi? Nu. No. E noroc de la Dumnezeu? I îți jur că am fost, cred că, cea mai <laughs> willing to take the risk în fiecare grup de prieteni cu care am fost. Efectiv, dacă era vorba de orice care e puțin mai neconvențional de făcut, eu eram prima. Și sunt prima și în momentul de față sunt adepta aventurilor. Mm -hmm. Dar uh, niciodată nu am pățit parcă am fost protejată și parcă sunt în continuare protejată. Eu cred că tu ai o rețetă pe care nu vrei să ne spui neapărat în acest podcast, probabil că trebuie să-i faci pe oameni să fie mai curioși. Uh, mai avem foarte puțin din uh, acest interviu. Serios? Hai, cum ai, cum e serios? Nu înțeleg la te... Adică mi se adică pare că, eu... au trecut 5 minute. Ai crezi că eu zic la mișto acum? <laughs> acum suntem în direct, e foarte greu să... Wow, treacă, ce repede de trece timpul când te distrezi. <laughs> Știu că dar nu e chiar distracție dar este o chestiune foarte constructivă bine până la urmă dacă faci ceea ce îți place te distrezi tot timpul și mai am câteva provocări dar până la provocări vreau așa vreau să-mi spui când apare cel de-al doilea de videoclip da, da următoarea de -a doua piesă, piesă. La sfârșitul lunii, acestea. Lunii, acestea, anul acesta. Anul acesta, octombrie, anul acesta. Și mesajul este tot așa unul pe vibe de libertate. A, nu ai zis, de dragoste. De dragoste, de, de dragoste, într-adevăr. Este o antiteză de, antiteză, de asta de reținut. Antiteză. Și apare și un videoclip dragoste. sau nu mai apare? Îți dai seama, apareși eu sunt un personajul principal. Apare și un prințișor în da. videoclip? Apare în sfârșit, deci avem și treaba Facem asta. Facem casting pentru prințișor. Poți să faci, o să faci <laughs> casting, serios. Adică, uite, ne-am făcut pentru Miss... Bam, și pentru mister și gata, le-avem da. toate până la capăt. Acum vreau să te gândești foarte, foarte bine uh, să-mi spui dacă ai un mentor al tău. Dacă ai pe cineva care ți influențează viața și căruia vrei să-i mulțumești acum, poți să-i spui sau nu numele, poți să fie, văd Gige, las că știi tu cine despre tine <laughs> e vorba, sau poți chiar să ne spui, dar foarte punctual. Foarte punctual. Mm -hmm. De mulțumesc tuturor persoanelor care au crezut în mine și vorbesc foarte serios, să știu, într-adevăr, port fa faza de mai devreme, dar sunt persoanele cu care am putut să fiu deschisă, să le spun fricile mele mm. și insecuritățile mele legate de tot. Și au reușit să mă aducă pe linia de plutire. Lor le mulțumesc. Și le mulțumesc și celor care mă ascultă, și susținătorilor din toate părțile, și mamei, și tuturor le Hai, mulțumesc. -mă, asta, voiam să voiam, văd dacă e și mama ceva. Mama bun. e. Te iubesc, mama. N-aș gata, acum e bine. <laughs> Văd un pic de lacrimi ochi sau. E, nu, nu, no, se... nu. No, no, no. este, este o reflexie. Da, no. ah, am înțeles. E o reflexie. Mă. E e, o... Sunt lacrimi de fericire ah, pentru mama. <laughs> <laughs> o iubesc, mă, n-am ce să fac, e, e sufletul meu. Am înțeles. Fii atentă. Um, pentru că te-am și surprins citind, e clar că recomandarea de carte din partea ta uh, e una. Am, am foarte multe foarte Recomandări? Recomandări de cărți mai ales pe partea asta de trei. Doar trei care pe tine mm. te-au ajutat să te descoperi. Care te-au ajutat să te trezești Ana Maria Iordache, zisă și Ancat sau Anânăcat sau cum îți dorești tu. Și pe care le putem și noi parcurge atunci când avem timp liber sau când chiar ne propunem să citim. Ok. Uh, prima, Alchimistul de Paulo Coelho. Este extraordinară. Este un drum inițiatic mai mult. A doua, uh, astrologie Evolutivă. De Ovidiu uh, Bracoveanu. Ovid. Așa? Nu, Ovidiu Argeșanu. Îmi pare rău, Ovidiu Argeșanu. <laughs> Am uitat. Așa, Ovidiu Argeșanu. Mm -hmm. Și a treia, Reiki, între Mici și Realitate, de Sorin Bracoveanu. Da, astea dar trei sunt sunt români, așa, din bine, în afară de Paolo? Astea, uh, două, da, sunt scrise de autoromâni. Mm. Uh, au fost cele mai la îndemână și cele fix pe subiectul care mă interesa pe mine, adică sunt niște uh, practice ezoterice. Astrologia, Reiki... Uh, mai întreb Reiki, ceva. Da. Iartă-mă că am întrebat. Nu, stai liniștit. Am reținut titlurile, dar timpul fiind foarte scurt și neavând nici cască să sufle cineva, știu că e cu presiune de peste tot, mai ales că <laughs> David se uite la podcast și spune... Johnule să nu mai merge. Așa. Uh, întrebarea ar fi așa, dacă din 2008 și până în prezent ai tot scris despre viața ta, da. te-ai gândit măcar un moment la a da. publica gândurile, a scrie un, uh, a crea un blog, o să avem așa ceva în viitor? Sincer uh, sinceră să fiu, inițial, înainte de partea asta cu muzica, voiam să scriu o carte, Deci ți-am spus cu scrisul și cu cititurile, știam că mă descurc bine cu ele, și am vrut să scriu o carte, dar m-am gândit că ar fi mai bine să încep cu ceva ce e mult mai la îndemână pentru mine. Cartea asta mi-ar trebui foarte mult timp să o scriu, ani de zile, plus că să o, să o fac în așa fel încât să fie și înțeleasă de toată lumea. Iar pe viitor, cel mai probabil, da, poate va exista o carte despre mine. Uite, vezi câte, câte spoilere putem să avem într-un într singur episod da, de, de podcast. Da. Trebuie mulțumim. să mă gândesc. Mulțumesc Maria, mulțumim și eu. Tare mult pentru prezență, succes. Te rugăm din suflet să ne trimiți imediat ceea ce, tot ceea ce faci, uh -huh. că adică să fie așa un fel de uh, WhatsApp, dar faci un grup acolo cu toată lumea. <laughs> de altă să ne anunțăm și noi pe cititorii de pe observatorul pe dacă faci ceva nou, dacă ai vreun videoclip, dacă e cu dragoste, dacă e cu ură, nici nu mai contează. Război cu. Asta nu e, e foarte teamă, și așa suntem două tabere. Acum nici nu mai vreau să vorbesc despre cele două tabere, că e păcat să mai întâmple treaba asta. Și știi cum e, dacă mai descoper ceva, cheia. Uh -huh. Și dacă tu afli unde se ascunde cheia, și dacă reușești să găsești și ușa care trebuie să se deschidă după ce ai găsit acea cheie, rogute să să, să să faci un titlu. De măsură și să mergem către ce există acolo. Libertate, pe liberare, echilibru. Călătoria spre sine. Da, mulțumim încă o dată, sperăm că v-a plăcut tare mult acest podcast, că nu v-a speriat Ana Maria care are doar, doar 21 de ani, e ca și cum ar fi ajuns la pensie și a zis, domne, în sfârșit am un pic de libertate, că stau mai mult, multă vreme acasă și sunt, uh, sunt liberă. Nu mă uit la telenovele, ci am început să citesc. John, să ne auzim luni, luna viitoare de la 13 până atunci, numai bine. La revedere!